Sunt Elena Grecu, Managing Partner la Societatea de Avocați Grecu și Asociații și astăzi vom vorbi despre dreptul concurenței, o arie de practică importantă a societății noastre. Amenzile date de Consiliul Concurenței pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri pe anul anterior deciziei de sancțiune, potrivit legii 21/1996. Deși conform legii privind măsurile de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, se poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege și în acele situații în care actul normativ de stabilire a contravențiilor nu prevede expres acest lucru. În alte curte de casație și justiție a decis recent că toate firmele sancționate pentru fapte anticoncurențiale în baza legii concurenței nu beneficiază de aceste reduceri. Astfel, amenzile date de Consiliul Concurenței pentru o faptă anticoncurențială pornesc de la 0,5% din cifra de afaceri, o sumă foarte mare, întrucât se raportează la cifra de afaceri și nu la profit. Ce pot face firmele pentru a evita aceste amenzi? În primul rând, să conștientizeze nevoia de conformare la legislația concurenței. Programele de conformare permit întreprinderilor să evite încălcarea legislației aplicabile în domeniul concurenței, bazându-se pe un material informativ menit să creeze și să dezvolte o cultură a conformității, respectiv manualul de conformare. Deși, în general, manualul de conformare este redactat de un avocat specializat, în urma unor ample discuții la nivelul departamentelor implicate, acesta trebuie comunicat tuturor angajaților societății care se ocupă de comunicarea cu furnizorii, cu distribuitorii și cu clienții companiei. Societatea noastră de avocați ține astfel de training-uri angajaților clienților noștri semestrial, astfel încât acestea să înțeleagă importanța menținerii unor practici concurențiale corecte la nivelul societății. Nu în ultimul rând, societățile trebuie să înțeleagă importanța unei analize riguroase de risc, specifică activității și industriei în care activează, înainte de orice modificare a politicii de prețuri, a modalității de atragere a clientelei sau atunci când se gândesc să participe la diferite licitații.